joi seara, de la ora 7, împreună cu pastorul Luigi Mițoi, vom avea o prezentare online și serviciul de împărtășire. Câteva clarificări cu privire la acest serviciu. Este foarte important să înțelegem că toți cei care nu puteau veni la biserică, pentru că erau bolnavi, pentru că erau într-o stare care nu le permitea lucrul acesta, li se ducea cina Domnului acasă. Acum toți suntem în aceeași situație și vom face exact același lucru pe care noi l-am făcut de multe ori pentru cei dragi ai noștri, pentru frați și surori mai în vârstă, care n-au mai putut veni la casa lui Dumnezeu și le-am dus acasă împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Ne vom ruga pentru elementele cinei Domnului, pentru pâine, pentru rodul viței, credem că prin rugăciunea de binecuvântare, prin Duhul lui Dumnezeu, prin credință, noi ne vom împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Distribuirea acestor păhărele se va face la Biserica Betania în zilele de marți și miercuri. În ambele zile, de la orele 10 la 12 dimineața și de la 4 la 7 după amiază. Deci marți și miercuri, înainte de Joia Mare, când sărbătorim Cina Domnului, se face distribuirea acestor păhărele la Biserica Betania. Cei care vor fi acolo, slujitorii Domnului și ajutoare, vor fi protejați pentru a vă proteja pe dumneavoastră. Se va face în modul cel mai igienic cu putință. Dumneavoastră veți veni cu mașina, nu vă dați jos din mașină, veți menționa câte păhărele aveți nevoie pentru familia dumneavoastră, ele vor fi puse într-un Ziploc bag și vi se vor pune pe o masă în partea șoferului de unde le puteți ridica. Mergeți cu ele acasă și le păstrați până joi seara la ora 7. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului se va face deodată de toată frățietatea, de toți cei care vor fi prezenți online împreună cu noi, atât pe website-ul Bisericii Betania, cât și pe website-ul Bisericii Elim, pe ambele pagini de Facebook ale celor două biserici. Și aș vrea să vă arăt exact cum arată acest păhărel, unde avem și pâine, și rodul viței, și cum se va face împărtășire. Mai întâi, se dă la o parte o folie foarte subțire și transparentă, care este deasupra. Atunci când trageți de această folie, așa cum vedeți aici, aveți o bucățică de pâine. Este aceasta. Și se va lua pâine. După care se desface al doilea înveliș, este de fapt o folie de aluminiu care se trage încet, cu grijă, este foarte bine sigilat acest păhărel și aici aveți rodul viței. Deci, prima folie subțire, transparentă, găsiți pâinea și apoi se trage al doilea înveliș de aluminiu unde aveți rodul viței. Împărtășirea va fi anunțată de noi și atunci când vom spune ne împărtășim cu trupul Domnului, cu toții vom lua bucățica de pâine, când vom spune ne împărtășim cu sângele Domnului, cu toți vom bea rodul viței din păhărel. Dear brothers and sisters, we have an amazing week ahead of us. We call it the Holy Week. And this week for the Night Times of Prayer, we're planning to cover certain events, important events in the life of Jesus, the week right before he was crucified. In the book of Matthew chapter 21,
Starting with verse 18, we find a very important thing that happened in the life of Jesus. I'll be reading again Matthew chapter 21, starting with verse 18. He says, "Now in the morning, as he returned to the city, he was hungry. And seeing a fig tree by the road, he came to it and found nothing on it but leaves, and said to it, 'Let no fruit grow on you ever again.' Immediately the fig tree withered away. And when the disciples saw it, they marveled, saying, 'How did the fig tree wither away so soon?' So Jesus answered and said to them, 'Assuredly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to this fig tree, but also if you say to this mountain, "Be removed and cast into the sea," it will be done. And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive." Amen. We find here that early on the Monday morning, Jesus was hungry. That's interesting because, you know, I thought Jesus was God. Does God get hungry? That's what the text says here. So the question is, why does the Bible tell us that? So that we can see the complete humanity of Jesus. Jesus was God, but he was human at the same time. We go on, and the text tells us that Jesus, being hungry, saw a fig tree at a distance. From far away, it looked good. It looked like he's going to have a good breakfast. I guess in those days, they had figs for breakfast. Not very appealing to us nowadays. But he saw the tree. He says he went up to it, came close to it, and he was expecting to see fruit in it. But he found nothing in it except only leaves. He cursed the tree died, and the disciples were all shocked and said, "How did you do that?" And Jesus said, by authority. And by the way, you can have the same authority that I have. You can share the same authority that I share, if you have faith and do not doubt. There are two main actions here: the miracle and the destruction. The miracle and the destruction. What's the miracle? Jesus cursed the fig tree and he died. What's the destruction? The same thing. Jesus cursed the fig tree and the tree died. But see, most of the people focus and like to emphasize only on the miracle. We like to talk about the miracle in this story. We like to talk about the theology of authority. When Jesus told the disciples, "You can have the same authority, you can benefit from the same authority. If you have faith and not doubt, you can do the same thing. You can say to the tree, you can say to the mountain," and we like to hear this about this subject, the power of speech, the power of your words. But you know, there's another action here, another principle here, another lesson for us to learn here. The lesson of destruction. The judgment of the tree that does not bear fruit. That's a great lesson also. It's not as exciting as the first one, but it's just as important. We cannot ignore this principle, brothers and sisters. We cannot ignore this lesson. Jesus saw the fig tree from the distance. From afar, it looked good. From afar, it looked nice. From afar, it looked fruitful. But when he went up to it, he was expecting to find fruit, and he didn't. Do you know that Jesus expects fruit from us? Do you know that Jesus expects fruit from you? From all of us. He came to it and found nothing in it except some leaves. So I want to ask you tonight, how many of us look good from afar? How many of us look good from the distance?
You know, leaves represent appearance, even spiritual appearance. And some Christians look very good on the outside, look very good from the distance. But when you get close, when you get to know them a little bit more, you find no fruit in it. And even more importantly, Jesus finds no fruit in it. Brothers and sisters, the presence of leaves is not enough. You know, some people call this story the miracle of destruction. The miracle of destruction. But they only focus on the miracle. They don't focus on the lesson of destruction, on the lesson of judgment of the tree that did not bear fruit. The Lord is looking for fruit tonight. So I want to ask you a very important question. Are you fruitful today? Are you being fruitful nowadays? Maybe you're going to say, well, how can we be fruitful when we're kind of stuck in a house? We cannot go anywhere. We cannot travel. Well, you can ask God to give you ideas, to give you creative ways to be fruitful. Maybe a text message would do. Maybe a phone call would do. Maybe calling someone that you had some disagreements with would do. Maybe you can pray for someone that needs prayer, and that would be a good fruit before the Lord. Maybe you can bring a financial donation to the local church, to the Elim church, or maybe a financial donation to a family that's in need. Ask God to give you ways to make you creative, to bring fruit. But brothers and sisters, we all have a responsibility to bring fruit. That's our calling, and that's how we make God proud of our lives. Amen. May God bless you all. Frați și surori, ne bucurăm că și în seara aceasta sunteți împreună cu noi într-un timp de închinare, de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Vă chemăm să ne unim împreună în direcția aceasta, să ne proșternem înaintea lui Dumnezeu. Ne aducem aminte de intrarea Domnului în Ierusalim, începutul acestei săptămâni, săptămâna patimilor. Aș vrea să citesc din Matei, din capitolul 21, versetul 12, unde cuvântul lui Dumnezeu spune: Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce le vindeau porumbei. Și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. Domnul Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu și spune că a dat afară pe toți aceia care făceau ceea ce nu trebuia făcut în templul lui Dumnezeu. Prin aceasta aș vrea să înțelegem un lucru. După cum templul acela a avut nevoie de o curățire, aș vrea să vă aduc aminte că trupul nostru, viața noastră, este templul lui Dumnezeu. Așa ne spunea Apostolul Pavel: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru. Viața noastră, trupul nostru, este templul lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus intră în viața ta și în viața mea, ea trebuie să fie o viață curată, un templu curat pentru El. De aceea, în rugăciunea următoare, vă chem să ne cercetăm, vă chem la o rugăciune de pocăință, vă chem la un moment în care să ne uităm în viețile noastre și să vedem toate acele lucruri care trebuiesc îndepărtate, care trebuiesc scoase din viața noastră. Vedeți? Domnul Iisus ne-a sfințit și ne-a curățit prin sângele Lui. Dar și noi suntem chemați să facem curățire. În 2 Corinteni, în capitolul 7, spune: deci fiindcă avem astfel de făgăduințe preiubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Dumnezeu a făcut sfințirea prin sângele Lui, dar suntem chemați să ducem sfințirea aceasta mai departe. Să ne curățim în fiecare zi. Să ne curățim faptele, să ne curățim gândurile. Ne spunea tot Apostolul Pavel în Corinteni, în capitolul 6, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Tot așa, când Domnul Iisus Hristos, când Dumnezeu intră în viața ta și în templul vieții tale, nu mai poate fi acolo nelegiuire. Nu, El nu poate locui împreună cu păcatul.
De aceea, în rugăciunea următoare, haideți să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Haideți să-L rugăm ca prin Duhul Sfânt să ne cerceteze și să ne arate tot ce trebuie să lepădăm. Ba mai mult, să-L rugăm să intre în viața noastră cu autoritate și El însuși să aducă curățire. El însuși, dacă trebuie, să dărâme lucrurile acelea care ne fac rău din punct de vedere spiritual. Să înlăture acele lucruri care ne dăunează minții, inimii, care ne dăunează vieții noastre, care dăunează vieții noastre de credință. Haideți din toată inima să ne proșternem înaintea Lui. Haideți să cerem să ne curățească și să ne sfințească viețile. Ca mai apoi Domnul să poate să intre în templul Lui și să se bucure de viața ta, să se bucure de viața mea. Și în templul tău și în templul meu, Dumnezeu să fie proslăvit. Vă invit ca acolo unde sunteți să ne ridicăm în picioare, să ne plecăm pe genunchi, după cum aveți posibilitatea, și într-o rugăciune fierbinte să venim înaintea lui Dumnezeu și să-L rugăm să ne sfințească El însuși pe deplin. Totodată să ne aducem aminte de cei în suferință, de cei bolnavi, vom privi la numele care se vor afișa pe lista de cauze, să ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să continue să lucreze, ca Dumnezeu să se îndure și să intervină în dreptul cauzelor acestora. Dar tot în rugăciunea aceasta, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne sfințească și să ne curățească. Și El însuși să locuiască în viețile noastre. Ce privilegiu, ce har, ca Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeul care ne-a creat și ne-a dat viață, Dumnezeul care ne-a mântuit, să vină și să locuiască în inima noastră. Ce binecuvântare! Haideți să ne proșternem în rugăciune și să cerem lucrurile acestea și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.